Vreau să încep cu aceea că între țările membre a Consiliului Europei nu există o practică uniformă. Adică abordările sunt diferite. În unele țări, cum este Azerbaidjan și Lituania, dubla cetățenie este interzisă. În afară de astea două țări, în Bulgaria este restricționat dreptul cetățenilor care au și altă cetățenie să devină membru în Parlament. Majoritatea țărilor Consiliului Europei recunosc multipla cetățenie, altele recunosc dreptul la cetățenie multiplă în anumite condiții, în anumite circumstanțe. Adică nu există o abordare unică în acest sens. Statele au dreptul să impună propriile reguli în ceea ce privește deținerea multiplei cetățenii. Care este situația în Republica Moldova? Deci, după proclamarea independenței, în Republica Moldova, cetățenia dublă și multiplă a fost interzisă. Până în anul 2002, când au fost operate modificări în Constituție și s-a permis dublă cetățenie, respectiv în 2003 a fost modificată și legea cu privire la cetățenie și în articolul 25 aceste legi, care este în vigoare astăzi, este declarat că cetățenii Republicii Moldova, care în mod legal dețin și cetățenia altui stat, beneficiază de aceleași drepturi și îndatoriri ca și ceilalți cetățeni ai Republicii Moldova. Trebuie să mai spunem că Republica Moldova are și unele angajamente internaționale. În 2000 a fost ratificată Convenția Europeană cu privire la cetățenie, unde este prevăzut că statele membre se obligă să acorde resortisanților din statele părți care au cetățenie multiplă sau dublă aceleași drepturi și îndatoriri ca și ceilalți cetățeni a statului respectiv. Prevederi similare sunt și în codul de bune practici în materie electorală elaborat de Comisia de la Veneția. Ce s-a întâmplat mai departe în Republica Moldova? În anul 2008, când la guvernare era Partidul Comuniștilor, au fost operate modificări în legislație, a fost o reformă electorală, de fapt, care viza câteva aspecte, deci, de fapt, trei aspecte principale. Primul a fost ridicat pragul electoral, doi au fost interzise blocurile electorale și trei, li s-a interzis accesul în Parlament persoanelor care aveau cetățenie dublă sau multiplă. În special, deci, candidații la funcție de deputat în Parlament trebuiau să declare dacă au cetățenie dublă, iar către momentul validării mandatelor trebuiau să probeze că fie au renunțat, fie au inițiat procedura de renunțare la altă cetățenie. Și concomitent au fost instituite și alte restricții privind accesul la alte funcții publice pentru cetățenii care dețin cetățenie dublă sau multiplă. După anul 2009, când la guvernare a venit Alianța pentru Integrare Europeană, aceste restricții au fost abrogate. Dar, între timp, domnul Alexandru Tănase, pe atunci deputat în Parlament, a sesizat Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, invocând încălcarea articolului 3 din primul protocol adițional, care garantează dreptul la alegeri libere. Dânsul a considerat că prin legea care a interzis accesul
la funcția de deputat pentru persoanele cu dublă cetățenie, i s-au încălcat aceste drepturi. Și Curtea Europeană i-a dat câștig de cauză. Deci, în aprilie 2010 a fost emisă hotărârea Curții, care a considerat că, prin legea în cauză, a fost violat articolul 3 din primul protocol adițional, că aceste restrângeri au fost, de fapt, o ingerință în dreptul garantat de articolul respectiv al protocolului, o ingerință nejustificată. Deci, pentru ca o ingerință să fie considerată ca o violare, este necesar ca ea, în primul rând, să fie prevăzută de lege, în al doilea rând, să presupună un scop legitim și ca ingerința să fie proporțională cu scopul legitim urmărit. Curtea a constatat că această ingerință nu a fost proporțională scopului urmărit. De ce? Reprezentanții guvernului la curte atunci au invocat câteva argumente, în special că deci, cetățenia dublă ar afecta, într-un fel, deci, loialitatea persoanei respective față de stat, deoarece persoana care deține și cetățenia altui stat are obligații politico-juridice și față de statul celălalt, adică poate apărea un conflict de interese și acest fapt poate afecta independența, securitatea națională a statului. Însă, reprezentantul guvernului nu a putut să aducă careva dovezi, careva exemple, când un demnistar de stat care deținea cetățenie dublă sau multiplă, prin acțiunile sale, ar fi periclitat independența sau securitatea națională a statului. Curtea a relevat că problema cetățeniei duble sau multiple, restricțiile în acest domeniu, trebuie să fie examinate în contextul istorico-politic al fiecărui stat, ținând cont de evoluțiile politice din statul respectiv. Deci, în anul 1991, când a fost declarată independența, restricția dublei cetățenii, într-un fel, era justificată. Dar după 17 ani de la proclamarea independenței, când deja au activat trei parlamente, impunerea acestei restricții nu mai este atât de justificată. Deci, nu pare foarte convingătoare. Adică, o asemenea restricție în aprecierea curții a considerat, deci a constituit o violare a drepturilor prevăzute de convenție. În hotărârea sa, Curtea a relevat că analiza practicilor statelor membre ale Consiliului Europei demonstrează că există un consens în privința faptului că odată ce statul acordă dreptul la dublă cetățenie sau cetățenie multiplă, deținerea unei alte cetățenii nu trebuie să constituie un obstacol pentru a accede la funcție de deputat în Parlament, spune Curtea, dar această considerație, mutatis mutandis, poate fi aplicată și la alte funcții publice altor demnitari de stat. Prin urmare, avem legislația care este în vigoare, avem angajamente internaționale,
avem jurisprudența Curții Europene, care demonstrează că faptul deținerii dublei cetățenii sau multiple cetățenii nu trebuie să fie un obstacol pentru accedere la funcții publice.